Dragii mei, permiteți-mi să vă citesc prima parte a versetului 3 din Proverbe 22 și apoi implicit și versetul 6, un cuvânt al Domnului care spune în felul următor. Prima parte a versetului 3 din Proverbe 22 spune: omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde. Versetul 6, de aceea învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locul. Dragii mei, frați și surori, încă o dată îmi exprim bucuria faptului că în dimineața aceasta putem să fim din nou la o frumoasă sărbătoare a binecuvântărilor acelor născuți, că îi aducem înaintea și în prezența lui Dumnezeu. Aseară mă suna un frate păstor dintr-o biserică destul de mare și mă întreabă: ce faci, frate Alin? Zic: uite, mă gândesc ce să predic mâine la binecuvântări de copii. Și zice el: păi aveți binecuvântări de copii? Zic: da. Noi n-am mai avut, zice el, către mine de poate peste un an de zile. Și eu îi spun: pe la noi eu nu mi-aduc aminte să fi fost lună. De 7 ani încoace, cel puțin, în care să nu fie binecuvântări. Lună nu mi-am adus, nu mi-am adus aminte. Întreabă la un moment dat și zice: păi voi cât sunteți în biserică? Îi spun numărul membrilor din biserica noastră. Și pe noi suntem cam tot pe atâța. Și la un moment dat, chiar dacă eu eram cu bucurie în inimă, i-am simțit în glas oarecum întristarea și durerea. Uite, noi nu putem avea un astfel de moment. Dragii mei, spun asta doar datorită faptului că vreau să scot în evidență următorul aspect. Trebuie să fim recunoscători înaintea Domnului de lucrurile frumoase cu care Dumnezeu ne înconjoară atâta timp cât le avem. Că dacă nu, poate tânjim după ele și mult, viața e înconjurată de multe lucruri frumoase din partea lui Dumnezeu. Și mulțumim Domnului și pentru harul de care avem parte în dimineața aceasta. Încă o dată mă rog din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze copilașii aceștia. O fetiță și doi băieți aduși în prezența Domnului, pe care noi vom închina Domnului în dimineața aceasta, rugându-L pe Dumnezeu ca El să-i binecuvinteze. Dar, dragii mei, ca de fiecare dată în fața unui astfel de moment, noi ca și părinți avem o responsabilitate extraordinară. Responsabilitatea rămâne atât de puternică și solidă, atâta timp cât noi ca și părinți suntem în viață și putem să le spunem câte ceva copiilor noștri. Cu atât mai mult când copiii noștri sunt în casele noastre, atâta timp cât copiii noștri sunt lângă noi, avem responsabilități formidabile față de cei pe care Dumnezeu ne-a dat. Ca și părinți, noi ca și părinți ne luptăm să-i ajutăm pe copii să își găsească o carieră în viață. Ne luptăm ca să-i ajutăm pe copii să găsească un drum și le spunem: uite, cam pentru asta ai fi tu bun, cam aici te-ai potrivit tu. Îi îndrumăm și îi dăm la școli și îi dăm la meditații și stăm lângă ei și încercăm să investim în ei cum putem noi mai bine, în încercarea de a-și găsi cel mai bun drum în viață. În încercarea de a-și găsi mai apoi un job liniștitor, un job care să le dea așa un salariu extrem de bun, să le dea liniște și lor și nouă și să spune: mă, ne-am aranjat copiii. Mai apoi, părinții sunt foarte atenți ca ai noștri copii să-și găsească un partener de viață cum trebuie. Să își găsească o soție, băiatul nostru, să își găsească un soț, fata noastră, să poată să fie bine și din punctul ăsta de vedere. Și părinții sunt foarte atenți. Și la un moment dat, când la o vârstă potrivită pentru asta apare domnișoara în preajma unui băiat sau scrie mai des ca de obicei,
Sau la un moment dat vine și spune, uite, mami, tati, da, vorbesc cu un băiat, știi ce face mama și tata? Dintr-o dată ciulez toate urechile și pornesc toate GPS-urile și toate antenele. Bă, hai să vedem cine, de unde, e bun, nu-i bun, trebuie, nu trebuie, vedem, ne băgăm, nu ne băgăm, ce facem? Toate astea, pentru că ne dorim ca să putem să croim un drum bun în viața copiilor noștri și să-i ajutăm să-și găsească drumul cel mai corect în viață. Uneori, dragii mei, în implicările noastre suntem tare de folos. Alteori, într-o implicare fără de atenție profundă, părinții pot să facă greșeli mari, erori mari, grave, care indiscutabil lasă o amprentă în viitor. Dar, dragii mei, noi ca și oameni, chiar dacă ne implicăm în viața și în cariera copiilor noștri, în viața familiilor copiilor noștri până când ei se pun pe picioare, așa, cu limita și cu măsura necesară, noi ca și părinți avem o obligație mai presus de toate astea, să-i ajutăm pe copiii noștri să-L găsească pe Dumnezeu. Când părintele nu-și mai înțelege responsabilitatea asta, ceva se scurcircuitează, ceva o ia razna. Când părintele nu înțelege că menirea supremă a mea, dumneavoastră, e să-l ajutăm pe copilul nostru să-l găsească pe Dumnezeu. Atenție! Deseori, ca și oameni, avem impresia că ai noștri copil vor găsi pe Dumnezeu așa de la sine. Că mergem dintr-o inerție, că ai noștri copii, dacă s-au născut aici în biserică, cumva o rămâne, că o fi cumva bine. Și uneori constatăm că nu e așa. Și uneori constatăm, mai ales când mai stăm de vorbă, și aici trebuie să mă iertați pentru faptul că oi fi poate mai direct pe alocuri, dar e doar din dorința profundă de așezarea lucrurilor așa cum Dumnezeu le cere. Că uneori poate în anumite discuții, și aici trebuie să fim realiști, noi cu noi și sinceri noi cu noi, în anumite discuții cu anumiți tineri, nu le dăm dreptate și spune, bă, n-ai dreptate, maică-ta și taică-ta au fost părinți excepționali, uite așa, te-au îndrumat, tu ai luat-o razna, știi ce așteptăm toți, să te întorci la rădăcina pe care părinții tăi au așezat-o în tine. Dar sunt și situații, din păcate, în care la un moment dat, când un copil de 16-17 ani îți închide gura din 2-3 replici și spune, ai stat într-o astfel de casă, ai stat tu lângă un astfel de tată, ai stat tu lângă o astfel de mamă și dintr-o dată te-o închis. Pentru că, dragii mei, părinții, noi ca și părinți, avem o responsabilitate și o spun asta în mod cât se poate de conștient, excepțională înaintea lui Dumnezeu, de la care nu poți abroga, de la care nu poți abdica, de la care nu poți să spui, băi, eu de data asta abdic de la asta, mă retrag din responsabilitatea asta. Dumnezeu a așezat-o pe umerii tăi și se spunea în poezie în dimineața asta într-un mod excepțional, când Hristos te va întreba, unde sunt ai tăi? Tu să poți să stai în picioare și să spui, Doamne, asta a fost partea mea pe care am făcut. Am știut să-mi fac partea, m-am luptat să-mi fac partea, am rămas un tată responsabil, o mamă responsabilă, am luptat să-l ajut pe copilul meu să te găsească pe tine, pentru că, dragii mei, copiii noștri au nevoie de noi ca și părinți ca să-l găsească pe Dumnezeu. Părinții, copiii noștri nu-l găsesc pe Dumnezeu din inerție. Copiii noștri nu-l găsesc pe Dumnezeu așa din iureșul vieții, dintr-un mers așa din rutină. Copiii noștri au fost așezați lângă noi cu un scop bine definit ca noi să putem să-l ajutăm să-l găsească pe Dumnezeu. O, deseori ca și oameni, dragii mei, poate îi lăsăm așa un pic undeva deoparte și spunem, mă, las că cumva, îi găsesc și ei pe... Nu! Ceea ce la un moment dat se așează lângă un părinte, acel copil aia devine indiscutabil. Și noi ca și părinți avem responsabilitatea asta enormă înaintea lui Dumnezeu de a ajuta pe copiii noștri să-L găsească pe Dumnezeu. Îi ajutăm pe copiii noștri, mai ales, de exemplu, când copilul în clasa 12-a și stă așa tare, ce să facă, încotro să se ducă. Și îl vezi pe mama și pe tata că începe să caute pe internet facultatea de drept. Bă, nu, că asta e prea complicat. Facultatea de, nu știu, nu mă, și asta e complicat. Facultatea de management, ce o să facă cu asta? Facultatea, și știți, ca să vină cu o soluție, să vină cu o variantă. Uite, ai putea să te duci la. Și știți de ce face părintele asta? Ca să-l ajute să-și găsească un drum în viață. Dar dincolo de asta, dragii mei, părintele are obligația să-l ajute pe copil să-l găsească pe Dumnezeu. Dacă ai nevoie de energie consumată, de timp, ca să poți să-ți ajuți copilul să-și găsească o carieră, ce ziceți dumneavoastră? În căutarea lui Dumnezeu, părintele nu trebuie să consume nimic?
Nu. Trebuie să ardă. Trebuie să se consume. Trebuie să se pună la dispoziție. Căutarea unei cariere, știi cât vă ia? Cel mult 6 luni din viață, așa, o zbatere din aia. Bă, să vedem la ce te duci. Ne gândim ultimele module, că acum nu mai e semestre, din anul ăsta, să vedem încotro să te duci și tu. După aia omul și-a ales cariera, și-a ales drumul, te-ai dus, ai rezolvat problema. Dar căutarea lui Dumnezeu, dragii mei, e un proces care, dacă vreți, ține toată viața. Pe care părintele trebuie să-l aibă alături de copilul lui în fiecare moment al vieții. Din păcate, stare mulți părinți în generația noastră care au abdicat de la asta, care au renunțat în a se mai consuma ca să-și ajute copilul să-l găsească pe Dumnezeu. Și ascultați-mă în această dimineață ce trebuie să facem, să ne ajutăm copiii să-l găsească pe Dumnezeu. Și ascultați, primul punct pare atât de banal în exprimarea lui, dar e atât de profund și de important. Arată-l copiilor tăi pe Dumnezeu. Nu, ascultați-mă. Copiii noștri, cel puțin până la o anumită vârstă, îl percep pe Dumnezeu prin noi. Țineți bine minte ce vă zic. Copiii mei, copiii dumneavoastră, cel puțin până la o anumită vârstă, îl vor percepe pe Dumnezeu prin dumneavoastră. În momentul în care tata și mama nu se luptă să aibă viața în așa fel încât copilul să poată să-l găsească pe Dumnezeu, copilul lui, din cauza părinților, li se poate forma o imagine eronată despre Dumnezeu. Să îl vadă pe un Dumnezeu care toată ziua stă cu o bâtă, să dea pe chine dacă cumva ai călcat strâmb. Să-l perceapă pe un Dumnezeu care de cumva n-ai făcut în secunda 2 când ți-o ceru ceva, deja vin răgnetele și urletele din camera aia alaltă. Pentru că noi, ca să putem să ne ajutăm copiii să-l găsească pe Dumnezeu, trebuie să-l arătăm pe Dumnezeu conștienți de faptul că băiatul meu, fata mea, copiii dumneavoastră îl vor percepe pe Dumnezeu prin prisma lui mama și a lui tata, cel puțin până la o anumită vârstă. Că mama și tata sunt, dacă vreți, prefigurarea lui Dumnezeu în casă, ca ai mei copii și ai dumneavoastră, și li vor imagina pe Dumnezeu că El este în funcție de cum e tata. Vă imaginați ce responsabilitate excepțională a pus Dumnezeu pe umerii unui părinte, să-l arăt pe Dumnezeu în casă și de cumva arătarea mea e una eronată. Vă imaginați ce pe contrasens intrăm cu Dumnezeu și vine Dumnezeu și spune: tu așa mă prefigurezi pe mine? Pentru că deseori copiii pleacă de acasă cu imaginea lui Dumnezeu în minte, după cum tata și mama au trăit-o, după cum tata și mama au arătat-o, după cum tata și mama au fost aceia care l-au creonat pe Dumnezeu în mintea copiilor. Prin felul meu de a fi, îl creonez pe Dumnezeu în mintea copiilor mei. Prin vorbele mele, îl creonez pe Dumnezeul care vorbește. Prin atitudinile mele, îl creonez pe Dumnezeu. Se uită, dacă îmi permiteți, se uită copilul până la numită vârstă la tata ca la un Dumnezeu. Că dacă la un moment dat tata îl urcă pe ceva mai înalt și îi spune: sari, copilul sare, pentru că tata e pentru el totul. Iar când acest totul, la un moment dat o ia razna, când acest totul pentru copil la un moment dat nu-l mai arată pe Dumnezeu, lucrurile se destramă în mintea unui copil atât de puternic și atât de profund. Și atât de complicat. Pentru că noi trebuie să fim oamenii care să-L arătăm pe Dumnezeu copiilor noștri, părinții care să-L arătăm pe Dumnezeu copiilor noștri. Pentru că Domnul la un moment dat a făcut o remarcă și zice: cum se îndură un tată de copiii lui. Și noi trebuie să fim acei părinți, mamă și tată deopotrivă, care prin trăirea noastră, prin felul nostru de a fi, prin ceea ce suntem noi, trebuie să-L creonăm pe Dumnezeu în mintea copiilor noștri. Și ascultați ce trebuie să facem ca să putem să-L arătăm și cum putem să-L arătăm copiilor noștri pe Dumnezeu. Ascultați, asigură-L pe copil, atenție, că nu-L lași niciodată singur. Asigură-L pe copil că ești tu deauna lângă el. Chestiunea asta de acea siguranță: eu sunt lângă tine. Tu ești copilul meu și eu sunt lângă tine.
Nu-i condiționa ajutorul, nu-i flotant în casă, să-l ții doar când ai chef și când ai chef. Copiii noștri sunt ai noștri pentru totdeauna. Și copiii noștri au dreptul să fie asigurați de prezența noastră și de ajutorul nostru în fiecare zi. Domnul zice așa, iată că noi trebuie să facem ca și Hristos. Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Eu sunt cu voi indiferent de ce ar aduce viața. Eu sunt cu voi și în momentele bune, dar sunt cu voi și în momentele mai puțin bune. Eu sunt cu voi în fiecare zi. Când părintele trăiește în așa fel încât să îl asigure pe copil în fiecare moment al vieții că nu-l va lăsa singur niciodată și tata face asta pentru că are un Dumnezeu care face la fel cu el, mama face asta pentru că are un Dumnezeu care face la fel cu ea, în momentul în care tata și mama îl asigură pe copil că nu-l va lăsa niciodată singur, în mintea acelui copil se prefigurează un Dumnezeu care nu te lasă niciodată. Întotdeauna, dragii mei, când bunica mea era în viață, mi-aduc aminte că le spunea părinților mei, rugați-vă pentru copiii voștri și haideți să ne rugăm toți și rugați-vă. Și părinții mei se rugau pentru noi. La un moment dat, eu am avut momente în viață în care m-am agățat doar de rugăciunea lui tata, atât. Dar fără să-i spun eu la tata, tata îmi spune, Alin, eu voi fi acela care atâta voi sta înaintea Domnului până când Dumnezeu va rezolva problema. Dragii mei, cu toate că poate aș fi spus, tată, uite, nu mai pot, fă ceva, nu mai știu ce să mai... La un moment dat am simțit acel ajutor necondiționat venind înspre mine, spunându-i, eu voi rămâne lângă tine și atâta voi sta lângă tine până când Dumnezeu va rezolva problema asta. Știți ce s-a așezat în mintea mea? Chiar dacă tata mi-a zis asta, ce Dumnezeu mare avem. Pentru că tata, prin atitudinea lui, implicit a arătat înspre Dumnezeu. Știți, eram asigurat de ajutorul lui tata, dar implicit, într-un mod indirect, dar extrem de profund în mintea și în inima mea, s-a așezat și ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că tata era, dacă vreți, imaginea lui Dumnezeu din casă. Dacă vreți să-L arătați pe Dumnezeu copilor dumneavoastră, asigurați-L pe copil că nu-L lăsați niciodată singur. 2. Țineți-vă de fiecare dată de promisiuni. Mai vine și spune, Dumnezeu nu minte. Tata promite ceva și după aia nu se mai ține. Mama zice ceva, dar după aia nu se mai ține. Spuneți-mi dumneavoastră ce se întâmplă în mintea acelui copil în momentul în care eu vorbesc de un sfânt Dumnezeu care e adevăr și în care la un moment dat tata și mama care îl prefigurează pe Dumnezeu nu se mai ține de promisiunile făcute. Am întâlnit tineri și copii care mi-au spus, frate Alin, eu cele mai mari păcăleli în viață le-am luat de la părinții mei. Dacă vei face asta, îți voi face cu tare lucru. Când la un moment dat făceam, îmi spunea, a, bă, tu chiar ai crezut, trebuia să fie cumva să te păcălesc, cum altfel nu făceai. O zi, știi, era zâmbetul al meu fals în care mă retrăgeam în cameră și știți care era prima reacție? Nu spunea plec de acasă de la mama și de la tata, că e ciudat. Gândiți-vă în profunzime, știți care era prima reacție a copilului? Ce Dumnezeu are tata meu? Nu-l mai vreau pe Dumnezeu. Eu nu spuneau plec de acasă, că nu mai avea de mâncare. Dar imediat se întorcea și se punea cu mintea spre Dumnezeu. Ce Dumnezeu are tata? Nu-l mai vreau pe Dumnezeul lui tata. Dar de ce? De ce nu a spus, bă, nu-l mai vreau pe tata, dar rămân cu Dumnezeu? Pentru că tata îl prefigurează pe Dumnezeu și când tata la un moment dat dă păcăleli, când tata la un moment dat nu se mai ține de promisiuni, când tata la un moment dat spune una și face alta, copilul își întoarce fața de la Dumnezeu. Și vine Dumnezeu și spune, ascultă-mă, copilul tău e așa din cauza ta. Știu, e greu, e ciudat, complicat să spune Dumnezeu asta. Tocmai de aia noi trebuie să înțelegem ce fel de responsabilitate avem extraordinară de a-L arăta pe Dumnezeu copiilor noștri. Auziți ce zice Biblia? Tatăl luminilor, Iacov capitolul 1 cu versetul 16, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dacă tata o promis că îți cumpără, îți cumpără. Bine, își face bine socotele înainte să-ți promită, n-aruncă vorbe în vânt. La un moment dat, auziți ce zice Biblia, Psalmul 15, El nu și-a vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Și mai apoi spune, cel ce se poartă așa, nu se clatină.
Niciodată. Imaginați-vă-l pe copiii noștri lângă un tată și o mamă care nu se clatină niciodată. Ce percepție vor avea de un Dumnezeu neschimbător și puternic care nu se clatină niciodată? Care rămâne mereu în picioare? Pentru că, dragii mei, învață-l pe copil de mic calea Domnului, nu e doar să-i bagi versete în capul tolcerul. Băi, dă-i versete, lasă, mai știi încă 20 sute de psalmi, bă, mai știi nu știu 100 de versete, mai știi nu știu cât, să-i bagi acolo. Nu doar atât. Învață-l pe copil ce înseamnă. Învață-l pe copil înseamnă stai lângă el, dacă îmi permiteți, dă-i meditații permanente. Rămâi în fiecare moment, prin trăirea ta. Îmi spunea la un moment dat, aseară discutam cu o familie la telefon și îi întrebam, mă, ce ziceți voi așa, prietenii mei, de familie, da? Și la un moment dat ea de acolo sare, să stea mai mult pe lângă acasă, pe lângă copii, să stea mai mult cu pruncii. Ăla săracul să-și rupe și spatele și lucrarea Domnului și aleargă și asta stă acasă, tătăzoa, relaxată, să stea și el mai mult pe acasă, tătăzoa, serios? Mă, eu trebuie să dreg acolo discuția și să spun, auzi, ceea ce e cel mai important e dacă stă 5 minute, alea să fie memorabile. Nu poți să stea toată ziua, mai are de mers la lucru, mai are de făcut un alta, dar să fie memorabile. Să-L reprezinte pe Dumnezeu în alea 5 minute. Să-L arate pe Dumnezeu atunci când e acasă, prin tot ceea ce face, să-L arate pe Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, în viață, când omul se pune înaintea lui Dumnezeu să îi arate copilului, nu te las niciodată singur, rămân lângă tine, rămân lângă viața ta, rămân lângă trăirea ta, rămân lângă tine cu sfaturile mele când nu mai ești aproape, stau întotdeauna gata să fiu alături de tine, sunt tata și mama care nu mi-au niciodată vorba înapoi, aia spusă, bună, cum trebuie, dacă îți promit, mă țin de promisiune, sunt tatăl și mama care rămân în picioare și nu mă clintesc și nu mă clintesc vânturile, rămâne înaintea unui Dumnezeu mare care ne vede și care ne cunoaște și bineînțeles în al treilea rând în punctul ăsta de obligatoriu ca părintele să-L arate în familie pe un Dumnezeu corect. Pentru că ascultați-mă bine, părintele poate să fie lângă copilul lui, da, dar în momentul în care părintele face compromis, compromisul părintelui îl creonează în mintea copilului pe un Dumnezeu compromis. Un Dumnezeu care zice, lasă că merge și așa, un Dumnezeu care închide ochii, un Dumnezeu care spune, nu-i nicio problemă, stai liniștit, că eu stau undeva cu ochii închiși, tu poți să-ți vezi de treabă. Și în felul acesta, copiii care sunt crescuți în felul ăsta, într-o casă cu compromis, într-un tăcu lângă un tată compromis, lângă o mamă compromis într-un fel sau în altul, chiar dacă copiii poate vin la biserică, se țin de biserică, dar mintea lor e sâmbură de compromis, se poate și așa. Și în cel mai complicat moment, pușcă compromisul. Și te duci și spui, bă, cum ai putut să faci tu așa ceva? Și când intri undeva acolo pe unghiere, îți dai seama că la un moment dat a trăit într-o atmosferă cu compromis. Îl putem arăta copiilor noștri pe Dumnezeu în momentul în care trăim cu corectitudine. Ce-i corect, rămâne corect. Auziți ce zice Biblia? El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar aici nu se referă disprețul ăla pe care îl au astăzi oamenii, nu ăla. Și privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. La un moment dat, Biblia spune că Dumnezeu nu poate să vadă pe ăla bun rău și pe ăla rău bun. La Dumnezeu alb e alb, negru e negru, da-i da, nu-i nu, lucrurile sunt foarte clare. Dumnezeu e necompromis. Iar când tata și mama trăiesc foarte necompromiși, în mintea acelor copii se creonează un Dumnezeu drept. Eu mi-aduc aminte, eram undeva prin clasa 9. O venit un băiat la mine mai mare ca mine, a zis, frate Alin, fii atent aici, avem o afacere de făcut. Ce afacere? Este unul care vinde camere din asta de filmat, zice, la prețuri reduse, luăm o cameră din aia, punem amândoi banii și o vin. Și eu îi spun așa, eu nu aveam bani, el era mai mare ca mine, avea bani, a zis, bă, eu n-am bani, dar fii atent, eu luă camera, pui tu banii, și dacă cumva nu o vindem, am zis eu, poate nu putem să o vindem, nu să vind, eu îți dau telefonul meu, aveam un telefon, îți dau telefonul meu, uite, facem așa. Gata! La un moment dat, camerele erau furate. Umblau poliția prin oraș disperați să caute niște hoți de camere, din ceva depozit. Camera aia, una dintre ele era la prietenul meu, acasă. Nu era la mine, e adevărat, nu era la mine.
Și la un moment dat eu îi spun la tata și la mama, pentru că știam că tot timpul sunt lângă mine și asta îi dă copilului siguranța să discute orice. Când ești lângă el doar temporar, va ține și el distanța și va veni doar temporar. Când ești lângă el tot timpul, îi va da siguranța, îl va creona în așa fel încât îți va spune orice. Eu m-am dus și am spus, nu fii atent ce am făcut astăzi. Păi da, puteam să nu-i spun. Că nu era la mine camera, nu știa nimeni, dar n-am putut. Știind tata și cu mama tot timpul acolo lângă noi, am zis, uite ce am făcut astăzi. M-am dus cu un coleg, am luat el, o luat camera, o dus-o la el, uite ce am promis, camera aia e căutată de poliție, mai multe, nu știu, le furase hoții aia de printr-un depozit, nu-i corect. Tata s-a uitat la mine și a zis, nu se poate. Tu ai făcut așa ceva, da. Nu se poate. Unde stă copilul ăla? În barul mare, 20 de kilometri. Hai cu mine să-l căutăm. Păi n-ai ce să-l caut. Nu există. Hai cu mine să-l căutăm. Mă duc cu el acasă și la un moment dat intrăm acolo, batem la poartă, găsim cumva poartă, îl sunt, bă, unde stai? Batem la poartă, ia să mai să-l recunoaște pe tata, pacea Domnului. Era într-o biserică baptistă. Pacea Domnului. Soră, sunteți de-a noastră? Da, soră, uite ce-au făcut ai noștri. A meu, zice, o sparge cu toporul în grădină. Zice, să nu mai găsească nimeni. Deci s-a distrus camera, da. Deci băiatul dumneavoastră în pierdere că o da banii, da. Alin scoate telefonul. Nu poți să scoate telefonul. Dar nu poți să-l scot, am zis. Nu există, scoate telefonul, scoate cartela, dă-i la copil telefon. Și a rămas fără telefon. A venit acasă, tata cânta pe mașină. Îți bă, stai că nu-i de cântat. O zi, Alin, ai rămas fără telefon. Tu ai făcut afacerea asta, tu ți-ai dat vorba, tu ai spus-o, nu te-o forța nimeni, e pur și simplu alegerea ta. I-ai spus că îi dai telefonul, i-ai dat telefonul, s-a încheiat afacerea. Mă credeți că n-am putut să mă supăr nici pe tata și în mintea mea se creonea un Dumnezeu care niciodată nu acceptă compromisul. Ba mai mult de atât s-a așezat o liniște, chiar dacă e cu o pierdere omenească, e atât de liniștitor să știi că ești curat înaintea lui Dumnezeu. Am fost curat, am zis, ți-am promis că ți-l dau, ia-l de aici. Pentru că, dragii mei, când în mintea copiilor noștri îl arătăm pe Dumnezeul corect, prin trăirea corectă a lui tata și a lui mama, prin trăirea corectă a lui tata și a lui mama, în mintea copiilor noștri se creonează un Dumnezeu corect și necompromis. În felul acesta îl arătăm pe Dumnezeu copiilor noștri. Dumnezeu să ne ajute. Doi. Ascultați-mă în al doilea rând dacă vreți să ne ajutăm copiii să-L găsească pe Dumnezeu. În al doilea rând e obligatoriu să-i ferim pe copiii noștri de orice ni se pare rău. Aici e foarte, foarte, foarte largă paleta asta. Acum se pune întrebarea ce mai pare rău la părinte. Ce mai se pare rău? Mai e voia aia, nimeni voia, e voia. Biblia spune așa, în 1 Tesaloniceni 5:22, feriți-vă, și aici permiteți parafrazării mele, feriți-vă copiii de orice vi se pare rău. Cu 22, feriți-vă copiii de orice vi se pare rău. În momentul în care un părinte începe să-l feriască, e lângă el în fiecare zi, atenție, dar nu pleacă de lângă, că dacă ești doar temporar, tu nu-l poți feri de orice. Când tata și mama e lângă copil în fiecare zi a vieții, tata și mama vede scăzămintele, arătura, drumul greșit și începe să-l feriască pe copil de orice îi se pare rău. Dar vreau să vă duc cu gândul la un verset din Biblie, asupra căruia să stăm un pic la punctul ăsta. Efeseni 4:31. Ascultați ce zice Biblia, de ce trebuie să vă feriți copiii în fiecare zi? De orice amărăciune, orice iuțime, de orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară. Și aici, în contextul ăsta, permiteți-mi să zic, din casele noastre. Când tata și mama are puterea să-și ferească copilul, lăsați versetul ăsta un pic, de orice amărăciune. Să-și ferească copilul de orice amărăciune. Ascultați-mă bine, când amărăciunea interioară a unui părinte, care trebuie să ducă mult, e așezată în dreptul copilului, e așezată în dreptul familiei, așezată în dreptul celor din casă, amărăciunea aia va face lăstari și amărăciunea aia va exploda într-o zi mai mult decât tu te aștepți.
Dacă vrei să-L ajuți pe copilul tău și pe copilul meu să-L găsească pe Dumnezeu, avem obligația să ne ferim copiii de amărăciunile noastre. Și la un moment dat, când nu avem capacitatea să menținem sau să le gestionăm și începem să scoatem amărăciunile noastre în dreptul pruncilor noștri, scriem o istorie atât de dezastroasă în dreptul lor și le creonăm un viitor atât de complicat în viața lor. Pentru că, dragii mei, dacă vrem să ne ajutăm copiii să-L găsească pe Dumnezeu, e obligatoriu să-i ferim de amărăciunile noastre. Copiii noștri nu sunt tomberoanele din casă în care să le băgăm în minte frustrările și amărăciunile noastre. Ascultați-mă bine, Dumnezeu se uită din cer și vine Dumnezeu și spune, creonează-i confortul acela spiritual, frumos, în care copilul ăsta să crească. Nu te duci să-i bagi în cap toate amărăciunile tale. Oh, cât e de periculos! De nenumărate ori o trebuie să le spun familiilor cu care discutam și vedeam cu atât de multă nonșalanță și fără nicio problemă, îmi povesteau mie că s-o ceartă între neamuri, că atât e complicat, că ăla nu știu ce-o făcut, că aia nu știu ce-o făcut. Și copiii erau acolo, stăteau mai că luau notițe ăștia mici. Și am soră, oprește-te un pic. Bă, voi desene cartea cărților, știți pe unde au găsit? Mergeți și voi un pic, plecați. Mi-era mie rușine să le spun, bă, trimiteți-vă pruncii de aici. O, dragii mei, când părintele nu-l ferește pe copil de amărăciunile din sufletul lui, creionează în copil o stare și o atmosferă total ilegală. Vine Biblia și spune, de orice iuțime, de orice mânie, de orice strigare. Știți că noi ca și părinți trebuie să ne ferim copiii de iuțimile noastre? Trebuie să ne ferim copiii de strigătele noastre și de strigările noastre? De mâniile noastre? Știți că la un moment dat îmi spunea mie cineva într-o discuție, nu vorbea bine română copilul ăla, vorbea doar germană și discuția noastră era destul de complicată și la un moment dat în discuție a zis, stai un pic, dacă Dumnezeu e ca tata, nu mi-l trăbă. Și am zis, dar de ce? O zis, vrei să ți-l arăt? Și scoate telefonul și îl filmează de undeva de pe geam că taică s-o l-o trimis pe frate s-o să-i aduc un ciocan. Ăsta a filmat de undeva de pe geam. Și vine la un moment dat cu un ciocan, taică s-o avea ceva în mână, nu știu ce avea. Vine la un moment dat, dar nu cu ciocanul care trebuie. Taică s-o nervos, instantaneu, o da cu ciocanul într-un bucată din aia de fier, un căprior în ăla de la ceva schelă și aruncă cu ciocanul după frate sau cu ce avea în mână, tot ceva de metal, după frate s-o nervos, nu ăsta bă! Și mi-arată mie copilul, eu mă rămân șocat. Și eu zic, no, dacă, v-am spus mai devreme că unii te închid și dintr-o dată îți dau așa șacmat, nu mai poți să faci nicio mutare? Și zic, dacă așa arată Dumnezeu, ca tata mea nu mi-l trebuie. Pentru că, dragii mei, în atitudini necontrolate în casă, creionăm în mintea copiilor noștri o atmosferă complicată. Orice clevetire. Știți ce înseamnă clevetire? Bârfă. Nu pune pe copii și începe să tuitoși pe alții alături de copiii tăi, vei crește niște bârfitori cu act în regulă. Te va durea mai târziu. Pa mai mult de atât, cred că cel mai greu lucru e să vezi în copilul tău o variantă mai rea ca tine. Să spui, ba, așa eram și eu, dar parcă ăsta e mai ceva, mama mea, mai dezastru. Și dacă stai și te uiți poate în spate, unele lucruri se datorează și neatenției părinților, pentru că nu l-a ferit pe copil de tot ce era rău. Se spune aici în dimineața aceasta și excepțional de bine s-a atins acest aspect în vremurile și în generația noastră. Știți ce mult contează ce vorbim între copiii noștri? Știți ce mult contează ce le povestim, ce aud ei? Știți ce mult contează să poți să le spui copiilor tăi doar de bine despre alții? Știți ce mult contează când la un moment dat, eu personal, hai să vă mai dau un exemplu din viața mea personal. Tata îi vorbea pe toți de bine. Bă, nu meritau toți să fie vorbiți de bine. Îi vorbeau pe toți de bine, toți. O, fratele lor, extraordinar, un frate excepțional. Omul lui Dumnezeu, extraordinar. Fratele ăla într-o zi mă terfelește pe mine, mă face praf. Praf. Eram deja un adolescent, destul de înspre tinerețe. Și toți vin, bă, tu ai auzit ce-o zis, fratele, ai auzit ce-o zis, sau ce-o zis, sau ce-o zis, bă, și la un moment dat... Mă, credeți că nu m-au atins niciunde? Nu puteam să cred, parcă. Nu, mă, ăla, bă, e un om extraordinar, mă, nu pot să cred.
niciodată nu l-am putut privi pe acel frate prin prisma momentului lui de neatenție. Nu l-am putut privi prin prisma aia. L-am privit-o ca pe un frate special. Pentru că acasă, întotdeauna mi s-a spus că e un om extraordinar al lui Dumnezeu. Într-o zi, o trebuie să mă duc cu el cu mașina de la Deva până la Vâlcea. Și în mașină, deja om în vârstă ajuns, îmi spune așa cu lacrimi în ochi, Alin, eram deja mare căsătorit, cred că l-aveam și pe Mateo, o zis, Alin, oare poți să mă ierți? Pentru ce? Știi povestea aia? Am fost și într-un moment de neatenție și am aruncat niște vorbe neadevărate și exagerate, că le-am auzit și eu de la alții și au început poveste din aia lungă, fără sfârșit. Și zice, știi, oare mă poți să mă ierți? Dragii mei, mi-era mie jenă de moment pentru că eu pe omul ăla n-am fost supărat niciodată, n-aveam de ce să-l iert. Îi zic, dar eu n-am fost supărat pe dumneavoastră. Nu, bă. Și el foarte mirat. Zice, nu sunt supărat pe dumneavoastră, n-am nicio treabă. Pentru că, dragii mei, e atât de important în viață să îi ferim pe copii de amărăciunile noastre, de iuțimile noastre, de clevetirile noastre și să punem în mintea copilului nostru ceea ce Dumnezeu vrea să-i ferim de lucrurile astea. Atenție! Feriți-vă copiii de lucrurile care sunt rele. Feriți-vă casele, feriți-vă atmosfera din casă. Nu vă arătați amărăciunile, iuțimea, strigarea, frustrările în dreptul copiilor, pentru că, dragii mei, ei nu știu să le gestioneze ca un om mare, că eu dacă îmi vine cineva și îmi spune amărăciunea lui, eu o gestionez și spun, da, mă, omul e amărât, o să-i treacă, o să fie bine, e un moment, ok, e adevărat, o gestionăm altfel. Un copil nu va putea să o gestioneze așa, un copil o pune pe banda vieții lui, pe banda minții lui, a creierului lui și îl va vedea pe tata sau pe oamenii pe care tata i-a tocat într-un fel sau în altul sau mama, îi va vedea mereu răi și vine omul ăla să o cunune fata, să soare băiatul, să-l boteze, să-i cânte la nuntă, să-l ajute cu ceva și se uită așa țintă, știți de ce? Datorită unei discuții neatente, poate din casă sau dintr-un cerc unde copilul n-avea ce căuta. Și la un moment dat, parcă toată lucrarea nu se mai face așa cum trebuie, doar datorită faptului că cineva a fost foarte neatent și nu și-a ferit copilul de momentele astea. Feriți-vă copiii, că dacă nu-i feriți de lucrurile astea, îi împiedicați să-L găsească pe Dumnezeu. Dar dacă îi feriți și îi veți ține în atmosferă, eu nu sunt de acord, de exemplu, cu ideologia diabolică, total diabolică, lasă-i pe copii să știe, povestește-le de mic de ce prostiile. Lasă-o mă că noi n-am știut și dacă n-am știut noi, nu e adevărat, fals. Bătrânii noștri au fost foarte inteligenți pe latura asta. Păi nu-i corect. Povestește-i de mic că el e nu știu ce, povestește, lasă să știe că ea-s doi gay, lasă să știe, nu, fals. Dacă vezi doi din ăștia bezmetici de mână pe stradă, întorci-i capul, nu lăsa să-i spună, tu să nu faci ca ăia, fals, ferește-i. Dacă vezi două femei bezmetice pe stradă în felul ăsta, întoarce capul la copil, nu lăsa să se uite, ferește-l, e mai sfântă ferirea decât expunerea copilului la toate astea. Mai sfântă ideologia vremurilor noastre, să le spunem să știe să se ferească, să o crezi tu, că de fapt nu mai trezești curiozități. Îl ții în anumite discuții ilegale, nu-l înveți să se ferească, îl faci un pic mai rău ca tine. Când nu-i ferești, mai vine, și cu educația asta în școli, să le spunem la copii cum, hai mă, serios! Sau să știe, zice, să nu rămână fetele însărcinate, bă, serios? Ia nu-i spune tu nimic să vezi că nu rămâne, că habar n-are cum! Dar spune-i, creonează-i, arată-i! Nu, asta e ideologie, ideologie diabolică. Ideologia Bibliei este următoarea, ferește-l! Amin. Dumnezeu să ne ajute! Și când îl ferești pe copil, îl ții departe de lucrurile stricate, îl ții departe de lucrurile care contravin Bibliei și lui Dumnezeu, îl ții departe de lucrurile care Dumnezeu nu se implică în ele, nu faci altceva decât îți ferești copilul. Doamne ajută-ne! Trei și în ultimul rând. Ca să poți să-l ajuți pe copil să-l găsească pe Dumnezeu, în al treilea rând înrădăcinează un colț de veșnicie în inima lui. Ascultați-mă! Înrădăcinează un colț de veșnicie în inima lui. Viața oricum n-are milă de nimeni. Să nu cumva să credeți că viața va avea milă de copiii mei sau de dumneavoastră. Niciodată. Singurul care are milă e Dumnezeu. El e în veșnicie. Iar un colț din veșnicia lui Dumnezeu trebuie înrădăcinat în inima copilului meu.
Pentru că atunci când viața își arată lipsa de milă și tăierea nemiloasă, acel copil al meu să aibă ocazia și posibilitatea să se refugieze în colțul de împărăție și de veșnicie a lui Dumnezeu sădit și înrădăcinat în inima copilului meu. Știți că foarte mulți copii nu mai au unde să se retragă? Nu mai știu cum să se retragă. Nu mai știu cum. Dacă îi întrebi pe tineri, poate pe unii, tu, și nu numai tineri, tu ce faci așa în timpul liber, când te plictisești? Și o să vezi că o să înceapă să-ți caute tot felul de bazaconii. Păi fac aia, mă plictisesc pur și simplu. Ei, dacă vezi un copil la care la un moment dat tata și mama au stat lângă el, l-au ferit de lucrurile stricate și l-au ținut lipit de lucrurile bune, au înrădăcinat în mintea copilului un colț de veșnicie, copilul își găsește plăcerea în legea Domnului. Și copilul se duce și se refugiază acolo. Noi avem o lucrare tare frumoasă aici, talentul negoz, pe care e lăudabil ori de câte ori vorbim despre ea. Și copiii noștri vin aici, marțea, joia, și în inima și în mintea lor se înrădăcinează cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Dar permiteți-mi, pe lângă faptul că mă bucur atât de tare de lucrarea asta și îmi doresc, vom avea și aici, la un moment dat, îmi zicea fratele Daniel Tudea, concursul Talentul Negoz pe județ, pe regional, aici la Făgeți, slavă Domnului, ne bucurăm de toată activitatea asta, îi primim, le deschidem ușile, le dăm tot ce trebuie, să vină aici, slavă Domnului, lucrarea excepțională, dar trebuie să vă spun ceva, în dreptul copilor noștri nu-i de ajuns. Nu e de totul. Și Dumnezeu să știe că se uită dacă tata și mama rădăcinează în mintea copilului lui un colț de veșnicie. Cum să fac asta? Ca să poți să rădăcinezi în mintea copilului tău un colț de veșnicie, e obligatoriu să începi cu el să construiești altare. Atenție! Să construiești altare. Vă zic două, trei altare care trebuie construite. Altarul laudei. Știți ce se întâmplă când tata și mama construiește altarul laudei în viața copilului și alături de copii? Ascultați ce zice Biblia. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Tata și mama are o lucrare și lucrarea asta e de laudă. Când tata și mama trăiește lăudându-l pe Dumnezeu, tata și mama construiește altare alături de copii. De ce facem asta, mama? Pentru că e laudă la adresa lui Dumnezeu. De ce facem asta, tati? Pentru că e laudă la adresa lui Dumnezeu. Dar de ce te duci să faci asta? Pentru că e laudă la adresa lui Dumnezeu. Și în momentul în care tata și mama începe să construiască altarele laudei, că în mijlocul laudelor sale Hristos coboară. Și lauda nu înseamnă doar să cânți o cântare cu 3-4 strofe. Lauda înseamnă tot ceea ce îl coboară pe Dumnezeu și tot ceea ce îl glorifică pe Dumnezeu. Și când tata și mama trăiește în așa fel încât Dumnezeu să fie lăudat și glorificat, și copiii văd asta, se apucă mama și face gogoși. Mami, dar de ce facem azi gogoși care ai făcut ieri? Că ligheanul ăsta îl ducem la săraci în numele Domnului și vrem să spunem ca Dumnezeu să fie lăudat că putem să facem asta. Și vine fetița lângă tine și bagă mâna în aluat și tu nu-i spui cu iuțime, pleacă de aici. Tu zici, uite, ăsta e aluatul tău, îs gogoșile tale, fă-le și tu, Dumnezeu să fie lăudat. O, dragi părinți, nu ezita să construiți altarele laudei la adresa lui Dumnezeu, că lauda îl coboară pe Dumnezeu. Ascultați ce zice Biblia. În momentul în care au mers să sfințească templu, la un moment dat zice Biblia, și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veci. În clipa aceea casa, și anume casa Domnului, s-a umplut de un nor. Preoții n-au mai putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, că slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Când tata și mama mai construiesc altarele laudei la adresa lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu mai cuprinde casa aia. Și cum eu vă întreb pe dumneavoastră, când un copil este crescut într-o casă plină de slava lui Dumnezeu, oare se înrădăcinează colțul de rai în inima lui? Lauda, știți de ce e important să construiești altarul laudei? Că lauda te face să-L vezi pe Dumnezeu așa cum este El. Auziți ce zice Biblia? Psalmul 104 cu versetul 1. Binecuvintează suflete pe Domnul, Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare, Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție. Ia, tata și mama construiește altarul laudei. Tu ești nemărginit de mare și copilul vede pe Dumnezeu nemărginit de mare. Un om mărginit
alături de un Dumnezeu nemărginit. Tu ești îmbrăcat în strălucire și măreție. Și colegii la școală vor încerca să-l bage în ungher pe al tău. Tu ești pocăit, bă, du-te, bă. Ba, mă, cam și auzi că pe aici pun făget ăștia, auzi, mă, să fac bullying între ei că au haine fake. Bă, serios. M-am și mirat. Zice, le-ai cu haine fake. Du-te, mă, dar ce, care cu ale originale? Când copilul tău la un moment dat e băgat într-un anume colț, că el n-are, că el nu îi, că vezi, Doamne, că el e pocăit, dar vede pe Dumnezeul cel mare și nemărginit. Îl vede pe Dumnezeul cel strălucitor. Ce ziceți dumneavoastră? Unde își va căuta refugiu copilul ăsta? Auziți ce zice Biblia? Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit. Altarul laudei are o importanță excepțională. Altarul laudei are o importanță excepțională. Un alt altar care trebuie să-l construim e altarul aducerilor aminte. Nu uitați să povestiți copiilor dumneavoastră minunile lui Dumnezeu. Nu uitați. Și un ultim altar e altarul dedicării. Dragii mei, eu am să închei în dimineața asta, dar trebuie să subliniez aspectul ăsta cât se poate de puternic. Altarul dedicării. Când părintele se dedică lui Dumnezeu, Dumnezeu e acela care rămâne gata pentru acea familie. Am auzit deseori o ideologie stricată. Și-a pierdut părinții, și-a pierdut copiii pentru că a lucrat prea mult pentru Dumnezeu. Nu cred. M-a întrebat cineva într-un podcast zilele trecute, frate Alin, ești de acord cu afirmația? Deloc. Ar fi nedrept Dumnezeu. Adică cum? Eu mă dedic lucrării lui Dumnezeu și Dumnezeu zice, bine mă, de eu îți pierd copiii. Nu există. Știți ce mult contează ca mama și tata să fie dedicați lui Dumnezeu? Dați lui Dumnezeu, predați lui Dumnezeu. Știți ce mult contează ca mama și tata să aibă lucrarea lui înaintea lui Dumnezeu cu o dedicare profundă și să spună, noi trebuie să facem asta pentru că e altarul dedicării noastre. Suntem puși deoparte pentru Dumnezeu. Suntem puși înaintea lui Dumnezeu. Trăim pentru Hristos. Facem ceva, lucrarea noastră pentru împăratul. Ne aducem aminte de minunile lui și ne dedicăm Domnului cu tot ceea ce suntem. Dragi părinți, anului 2024, dedicarea noastră trebuie să fie obligatorie și în fiecare zi, într-un fel sau în altul, fiecare familie din biserică trebuie să fie dedicată Domnului cu ceva înaintea lui Dumnezeu într-o anume direcție, într-un fel sau altul. Spuneți-le copiilor dumneavoastră că altarul dedicării trebuie să fie solid tot timpul, că trebuie să te dai Domnului, că trebuie să te dăruiești Domnului. Întotdeauna când te dedici, nu o să pierzi. Am să vă spun la final povestea lui Ben Carson. Ben Carson crescut în cel mai rău famat cartier din Detroit, dintr-o mamă afroamericană care la un moment dat îl are pe Ben Carson la 14 ani. Creștea într-un cartier rău famat, plin de vagabonzi, de șmecheri, de oameni care nu îl învățau lucruri bune, care din potrivă pe Ben Carson îl învățau numai lucruri rele. Mama asta îi creștea pe copiii pe care îi avea la un moment dat, singură, că pe vremea când avea Ben Carson 8 ani, părinții lui au divorțat. A rămas doar cu mama și cu frații lui și mama lui Ben Carson mergea în casele bogaților să facă curat și din banii aia puțin pe care îi câștiga, vinea să-și crească copiii. Nu-i putea ține în stăpânire. La un moment dat spune Ben Carson, ieșeam pe stradă și cu ce aveam dădeam după oameni, cu pietre, cu ciocan, am ieșit să lovesc un bărbat, o zis Ben Carson. La un moment dat am luat un cuțit și am vrut să-mi înjunchi un coleg, doar că acel cuțit s-a oprit în cureaua lui. Eram un dezastru. Mama asta se uita la copiii ei și a zis, copiii ăștia vor ajunge niște vagabonzi. Vor ajunge prin pușcării. Vor înfunda pușcăriile copiii mei. Nu pot să-i las așa. La un moment dat a văzut mama asta că în casele bogaților sunt oameni care se dedică pentru copiii bogaților și vin unii să le dea meditație, alții să le vorbească de educație. O zis, eu n-am bani. Eu nu pot să fac ceea ce fac bogații. Dar într-o zi mama asta îi spune, eu pot să fac
ce trebuie să fac. Să mă dedic eu pentru copiii mei. Și mama asta a început să-și dedice viața între jobul ei care trebuia să-și întrețină copiii și între copiii care trebuia să-i educe îndeaproape. Și spune Sonia Carson, din acel moment am început să stau lângă ei în fiecare zi. Vedeam că în casele bogaților e ceva ce nu lipsește. Din casele bogaților, biblioteca nu lipsea, zicea ea. Și spunea, mi-am dat seama că biblioteca e ceva aparte, că nu lipsește. S-o duc și-o lua cărți și le dădea copiilor ei să citească două cărți pe săptămână, să facă raportul la carte. Și-o zis, în fiecare zi stăteam lângă ei. Nu mi-a fost ușor, dar mi-am dedicat viața pentru ei. Ben Carson, când s-a dus în clasa noua, nu a avut bandul, spune el, doar $10 să plătească nu știu ce abonament. A mers deseori la școală fără de mâncare. Pentru că era de culoare, era deseori apostrofat. Dar avea acasă o mamă care s-a dedicat pentru el. Și i-a spus, eu sunt lângă tine, orice ar fi. Ben Carson crește, la un moment dat de la facultatea de medicină. Și acest bărbat excepțional. La 33 de ani ajunge directorul Universității de Neurochirurgie Pediatrică. La 36 de ani face pentru prima dată în lume, în 1987, pentru prima dată în lume operația de despărțire a doi siamezi. Doi băieți, frații Bieder din Germania, pe care să ne desparte, aveau capetele unite. Într-o echipă de medici, de 70 de medici, la 36 de ani, Ben Carson conducea echipa asta de medici și făcea una dintre cele mai interesante operații de pe planetă în vremea aia. Mai apoi ajunge unul dintre cei mai renumiți politicieni ai Statelor Unite, până într-acolo că a candidat și la președinția Statelor Unite ale Americii. Ieșea deseori din operație Ben Carson și unii îl întrebau cum a fost. Și Ben Carson spunea, a fost bine pentru că înainte să intru în operație m-am rugat lui Dumnezeu. Și întreabă un reporter, cine v-a învățat asta? Mama. O mamă care s-a dedicat. O mamă care stă lângă mine și a zis, auzi, ăștia își bagi joc de tine afară, eu stau lângă tine. Ăștia fac, eu stau lângă tine. Eu ți-l arăt pe un Dumnezeu care nu ne lasă. Eu ți-l arăt pe un Dumnezeu care poate și care e strălucitor. Ți-l arăt pe un Dumnezeu care deține controlul. Ascultă-mă, Ben, eu vreau să te ferez de iuțimea lumii, de mânia lumii, de amărăciunile lumii. Ben, nu aia din cartier să ia buni. Ben, noi aici seara când ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, ai milă și de familia noastră. Și construia mama asta altarul dedicării, s-a dedicat pentru copiii ei. Astăzi, Ben Carson, la vârsta de 73 de ani, e unul din oamenii cu care Statele Unite ale Americii se laudă. E încă în viață. Și m-am gândit citind povestea asta că dacă o mamă care s-a dedicat copilului ei a putut să scoată un neurochirurg, unul dintre cei mai renumiți neurochirurgi din lume, cu nu știu câte diplome de doctorat și multe premii primite, un tată și o mamă care se dedică pentru copilul lui și al ei, ascultați-mă, va putea să crească nu doar un neurochirurg, nu doar un ITist bun, nu doar o farmacistă de excepție, și un copil pentru împărăția lui Dumnezeu. Aleluia. Și cred că cel mai mare rezultat al vieții e să poți să-l ajuți pe copilul tău să-l găsească pe Dumnezeu. Altarul dedicării, să nu-l pierdeți din casă. E Dumnezeul care îl privește și îl binecuvintează. Amin.